Ramona Bădescu strigă de disperare. Tatăl ei a fost internat de urgență în stare gravă, iar ea nu poate să-i fie alături. Bărbatul, în vârstă de 89 de ani, a fost diagnosticat cu coronavirus în urmă cu câteva zile și acum se află internat la Spitalul de Urgență Craiova. Citez: faptul că nu sunt alături de el în aceste momente mă distruge sufletește, dar sper ca tata să lupte, pentru că toată viața lui a fost un om de mare forță.